a sărbătorit periculos de dragobete. După ce a lovit cu mașina un automobil al direcției pază de stat, o șoferiță din capitală a dansat provocator, s-a dezbrăcat, a cântat și s-a dat în spectacol în fața polițiștilor și a curioșilor adunați în jurul ei. Femeia în vârstă de 29 de ani a recunoscut că a consumat alcool de dimineață. Faptul că și-a făcut praf automobilul și a rămas fără permisul de conducere nu a împiedicat-o să petreacă mai departe. Нам суждены опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие. Хочу тебя обнять, а ты все тянешь ты сама. А шесть, я мало шесть. Орте шесть, урните шесть. Ама шесть. Ханя шесть. Где девушка? Зин, что сам там плачет? Где девушка, к ней не фрик. Ok, haideți. Șor înaltă, mi-i place. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ce ai pățit? Cum și-am pățit? Am băut o bere de dimineață. Da? Și da. Am înțeles, continuă. Și? Și continuu. Ai băut o bere și da. De la bere până la accident. Am, până la accident am intrat în, într-o poliție rutieră. Că ascultă. Dar crezi că cine e vinovat? Eu. Recunosc? Normal, da. Fără nicio problemă. Cum te cheamă? Victoria îmi spune, dar ție? Nii tot. Vica. Sunt tare de cunoștință. Ce da, ai băut? Muzica? Ba da, dar vreau, și normal mai, vreau să mai vorbesc cu tine. Eu biu că e de ieri ziua mea. Am avut 29 de ani ieri. Și nu m-a felicitat nicio... Ce... Din cauza asta te-ai îmbătat. Păi, scoate eu la mine mașină să fac ce vreau eu. Hai. Mie ne place jurnalul TV, a? Și n-ați microfonul ție. Thank you.